Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, iată care sunt titlurile zilei. Minoră din Motru dată dispărută. Fur dintr-un magazin din Târgu Jiu. Momente sfâșietoare la Bălești. Momente sfâșietoare în comuna gorjană Bălești. Cele trei persoane care au murit duminică seara prin împușcare au fost conduse pe ultimul drum. Sute de persoane au participat la ceremonia funerară alături de familie, printre care și primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu. Adela Lepădat a fost înmormântată la cimitirul din Bălești în același cavou cu mama și copilașul ei în vârstă de doar 6 luni. Bebelușul a fost condus pe ultimul drum într-un sicriu alb. De amintit faptul că femeia de meserie polițistă și-a ucis mama și copilul, iar apoi s-a sinucis. Femeia a folosit pistolul pe care l-avea în dotare soțul ei, de asemenea polițist. O copilă în vârstă de 15 ani a dispărut de la domiciliul său din municipiul Motru. Laura Georgiana Manta a plecat voluntar de acasă, fără a reveni până în prezent. Polițiștii au constituit echipe de căutare în vederea identificării minorei și a fost pusă în urmărire la nivel național. Poliția municipiului Motru a fost sesizată prin apelul 112 de către o femeie de 48 de ani din localitate cu privire la faptul că fiica sa, Manta Laura Georgiana, în vârstă de 15 ani, a plecat voluntar de la domiciliu și nu s-a mai întors. Semnalmente, înălțime 1,55 m, constituție astenică, greutate 50 de kg, ten măsliniu, ochi căprui, păr roșcat, tuns peste umeri. În acest moment, polițiștii și desfășoară activități de căutare pe raza județului Gorj, fiind pusă în urmărire și la nivel național. Persoanele care pot da relații care să ajute la identificarea minorei sunt rugate să sesizeze cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112. La momentul plecării, minora avea asupra sa un ghiozdan roz. Un lucrător gestionar al unei societăți comerciale a alertat oamenii legii despre faptul că două persoane au sustras produse din interiorul magazinului. La fața locului s-a deplasat de urgență un echipaj de poliție. Vinovații ar fi un bărbat de 68 de ani și o femeie de 47 de ani, ambii din Drobeta, Turgu Severin. La data de 31 iulie anul curent, poliția municipiului Târgu Jiu a fost sesizată prin apelul 112 de un lucrător gestionar al unei societăți comerciale din localitate despre faptul că două persoane au sustras produse din interiorul magazinului. La fața locului s-a deplasat un echipaj de poliție care a constatat că un bărbat de 68 de ani și o femeie de 47 de ani, ambii din municipiul Drobeta, Turgu Severin, au sustras de pe rafturile magazinului mai multe produse nealimentare, cauzând un prejudiciu de 89 de lei. Totodată, cu ocazia verificărilor, au mai fost găsite asupra lor mai multe produse alimentare, bunuri despre care aceștia au declarat că le-au sustras anterior din alt magazin din apropiere, cauzând un prejudiciu de 80 de lei. Bunurile sustrase au fost restituite reprezentanților celor două societăți, prejudiciul fiind recuperat în totalitate. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale a celor două persoane. În cauză au fost întocmite dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt. Sunt șanse tot mai reduse ca lucrările la varianta ocolitoare a municipiului Târgu Jiu să fie reluate în curând. Acestea au intrat în conservare de câteva luni. Lucrările au fost istate în luna octombrie anului trecut. De atunci nu s-a mai executat nimic. Autoritățile au anunțat că ar exista fonduri disponibile, însă lucrările tot bat pasul pe loc. La un moment dat s-a vorbit și despre lipsa unor planuri parcelare sau unor titluri de proprietate. Cert este că nu au fost găsite deocamdată soluții pentru rezolvarea problemelor. Bugetul pentru varianta ocolitoare este de 151 de milioane de lei. Noua hală din Piața Centrală ar putea fi oferită prin închiriere unui agent economic. Spațiul respectiv este nefolosit de câțiva ani de zile. În fapt, de când a fost dat în folosință, spațiul nu a fost utilizat în vreun fel. Hala nouă ar fi trebuit să fie folosită în perioadele de ger extrem sau de iarnă, respectiv în perioadele de caniculă. Astfel, marfa ar fi fost protejată, iar comerțul cu produse agroalimentare s-ar fi desfășurat în condiții civilizate. S-a mai încercat închirierea halei, însă la licitații nu s-a prezentat nimeni. Acum există o ofertă de 4.000 de euro lunar. Rămâne de văzut dacă edilii vor fi de acord și vor semna contractul. Autoritățile din Târgu Jiu vor inventaria toate locurile de parcare disponibile pe raza orașului. Este vorba de locurile de parcare cu plată și de cele care ar putea fi amenajate în plus.
În momentul de față sunt disponibile 341 de locuri de parcare cu plată, inclusiv cele care vor fi amenajate în zona Super 2000. Se dorește identificarea cel puțin 500 de locuri de parcare pe raza orașului. După ce acest proces va fi încheiat, se va trece la implementarea sistemului de plată prin SMS. De altfel, Consiliul Local a aprobat un proiect de hotărâre în acest sens. A fost obținută finanțarea pentru două drumuri importante din județul Gorj. Este vorba despre tronsonul ce leagă localitățile Câmpu Mare, Albeni, Călugărea, Saprigoria, Zorlești, Alimpești până în DJ 675 și cel ce traversează localitățile Cornești, Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești, Runcu. Pentru reabilitarea primului drum a fost alocată suma de peste 33 de milioane de lei, ne-a informat Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj. Drumul are o lungime de aproximativ 25 de kilometri. Bugetul total al proiectului a fost de 75.826.112 lei, cu tot cu TVA. După ce am finalizat procedura de achiziție publică, valoarea contractului va fi de 33.862.938 de lei, fără TVA, în care cuprinde servicii de proiectare, servicii de asistență tehnică din partea proiectantului și execuția de lucrări propriu-zise. Durata acestui contract va fi de maxim 71 de luni, din care maxim 4 luni pentru proiectare, conform contractului, cu cât termină mai repede, cu atât mai bine, pentru că a putea aviza proiectul tehnic și a începe efectiv lucrările de modernizare a unui drum care va deservi mii de cetățeni, mii de operatori, sute de operatori economici din acea zonă, un drum cerut de cetățenii din zonă, de primarii localităților și cred că la final o să avem un drum modernizat care va corespunde cerințelor anului 2020, când se sperăm noi să fie finalizat, gata. Cel de-al doilea drum ce urmează a fi modernizat are o lungime de aproximativ 15 km și o valoare totală a contractului de peste 19 milioane de lei. Valoarea totală acestui contract este de 19.994.565 de lei fără TVA. Ce privește modernizarea 15,687 de kilometri de drum județean. E un drum de interes cerut și de primarul Cătisul din Runcu și din Bălești și din Arcani. E un drum care împreună cu drumurile care noi le vor reabilita din bugetul nostru propriu și la fel drumurile reabilitate de către primarii localităților Lelești, Runcu, Arcani din Programul Național de Dezvoltare Locală sau din fonduri europene, putem spune că la finalizarea acestor lucrări, toată această zonă de drumuri de interes local și județean va fi încheiată și o să avem drumuri modernizate. Drumurile vor fi modernizate din fonduri europene prin programul PNDL. Partidul Social Democrat ar putea apela la o variantă externă la alegerile locale din 2020. Un sondaj intern al socialdemocraților pentru a stabili viitorul candidat la primărie va avea loc în toamnă, însă nu este exclus ca acesta să nu posede carnet de partid. Ultimul candidat aruncat în bătălia electorală pentru primărie, Aurel Popescu, a declarat că varianta ideală ar fi ca un membru PSD să fie propus pentru alegerile din 2020. Cu toate acestea, viceprimarul a recunoscut că sunt discuții și cu persoane ce nu fac parte din mediul politic. Și în ceea ce mă privește, îmbrățișez această idee în situația în care se va găsi acea persoană, o persoană cu o notorietate deosebită, dar atenție, notorietatea să fie pozitivă, pentru că există riscul să fie o notorietate negativă și atunci nu am câștigat nimic, dar este corect să luăm în calcul și această variantă de lucru. Înainte de orice, eu voi purta discuții foarte serioase cu organizația municipală, care, din punctul meu de vedere, are foarte multe variante pentru candidaturile din 2020. Popescu a mai spus că viitorul candidat trebuie să aibă sprijinul total al organizației din care face parte. Totul depinde de organizația municipală. Deci eu vă spun că dacă cineva își imaginează că va fi trecut pe această listă doar pentru că își dorește personal, eu spun că lucrurile nu sunt tocmai așa, pentru că organizația va conta foarte mult în alegerea finală, întrucât dacă nu ai o organizație puternică în spate, riscurile sunt foarte mari și atunci trebuie să fim conștienți că toți ne dorim același lucru, să susținem persoana sau persoanele cele mai avizate pentru candidaturile din 2020. Aurel Popescu a fost învins categoric de către liberalul Marcel Romanescu la ultimele alegeri locale, atunci când s-a speculat că o parte din PSD și nu l-au susținut pe actualul viceprimar.
Autoritățile județene au reușit să găsească un constructor pentru reabilitarea unui drum județean important, respectiv DJ672E. Șoseaua pornește din localitățile Cornești și ajunge în comuna Runcu. Au fost oferite prin licitație serviciile de proiectare și serviciile de asistență tehnică din partea proiectantului. Aceeași companie va asigura și execuția lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiție, reabilitarea drum județean 672E, ce traversează localitățile Cornești, Stolojani, Câmpofeni, Arcan, Sănăte și Runcu. Valoarea atribuită a lucrărilor este de 19,9 milioane de lei. Acestea vor începe în perioada următoare. Toți târgujenii dornici de distracție, muzică și curse pe bicicletă sunt așteptați la cea de-a doua ediție a evenimentului Târgu Jiu Bike Fest, ce va avea loc în perioada 3-5 august în Pădurea Drăgoieni. Vor avea loc mai multe probe destinate participanților, dar și concerte. Acțiuni mai speciale vor fi în Pădurea Drăgoieni, unde vor avea loc și concerte susținute de patru formații de muzică ușoară, în mod special, vineri și sâmbătă, în fiecare zi câte două astfel de formații. Două concerte la care cu siguranță vor fi prezenți pe lângă bicicliștii și motocicliștii care vor intra în această competiție și foarte mulți iubitori de evenimente organizate în natură, zona fiind una pe care o cunoaștem destul de bine, Dumbrava Drăgoieni. Manifestarea este organizată de Primăria Municipiului Târgu Jiu prin Direcția de Turism și Evenimente Culturale, Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Constantin Brâncuș și Asociația Trix Bike. TIFF continuă miercuri 1 august cu o comedie ce a devenit odată cu lansarea sa pe marile ecrane, filmul românesc cu cel mai bun debut cinematografic, Ghinionistul. Regizat de Iura Luncașu, va fi proiectat de la ora 21:45 în piața prefecturii din municipiul Târgu Jiu. Potrivit viceprimarului din Târgu Jiu, Adrian Tudor, în piață sunt pregătite peste 300 de scaune și un ecran de mari dimensiuni pentru o vizionare optimă a filmului. Avem pregătit pentru eveniment, pregătite avem 300 de scaune în piața prefecturii. Este un ecran de aproape 50 de metri pătrați proiecție. Oamenii vor putea să servească și o bere să vizioneze acest film. De asemenea, autoritățile promit că acest gen de evenimente vor continua. Astfel, în săptămâna 13-19 august, târgujienii vor putea vedea filme documentare despre viața lui Constantin Brâncuș. Sunt deja două filme contractate pentru a fi oferite. Este vorba de un film realizat de echipa lui Tudor Giurgiu și Ionuț Teianu, regizor român. E vorba de filmul În căutarea tatălui pierdut. Este o reluare la Târgu Jiu, dar asta pentru faptul că lumea a cerut acest lucru. E vorba de copilul lui Constantin Brâncuș, John Moore Constantin Brâncuș. Și un alt film realizat în anii 90 de BBC despre opera marelui sculptor, film pe care dorim să-l aducem la Târgu Jiu. Vor mai fi și alte filme documentare de scurt metraj. Am ales un film iarăși interesant, un musical legat de viața și cariera celei ce a fost Jenny Joplin. Intrarea la eveniment este liberă. Doamnelor și domnilor, știrile Accent TV se încheie aici. Sunt Ana Maria Giurea și vă mulțumesc pentru atenție.